Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din lumea necuvântătoarelor auto. Dacă vreți. Așa, dacă vreți o mașină la pachet... Din automobilism. Dacă vreți, mai mult sau mai puțin, mașina la pachet care se comandă online costă doar 1131 de dolari. E cu telecomandă, deci. E mașină electrică, se livrează prin curier și vine ambalată în pachet. E bine să știți că există. Nu este Dacia Spring. Nu? Dar e tot o chinezărie. Ești rău. Nu sunt rău, este un fapt. Dacia Spring este făcută integral în China și adusă cu vaporul. La fel ca și Changli S1 Pro. Așa îi spune. Deci nici nu vreau să văd cum arată S1 amator, dacă Pro e așa. Deci firma Changli livrează un astfel de vehicul electric. E foarte serios. Deci am verificat, e pe multe site-uri, unii au și cumpărat. Vehicul electric care poate transporta 3 pasageri mici și... Cum adică, mă, mici? Pasageri mici? La ce te referi? Mici? Măi, adică să nu fie... Mari. Adică... Noi, de exemplu... Adică noi trei, uite, am încăpea în mașina asta? Doi înăuntru și unul... Și unul aleargă pe lângă. Da. Dacă nu e de alergat foarte tare. Luca, că e mai sportiv acum. Da, mai sportiv. Trei alergat pe lângă și mai și pui umărul la nevoie, știi? Bun. Deci, 1,5 cai putere. 1,5 cai putere. Deci merge doar la vale. Practic și puțin pe plat. Băi, arată ca o mașinuță surpriză din punga cu pufuleți. E folosită ca taxi prin China. Pe plat, cred. Poate fi cumpărat pe Alibaba, cum am zis. Serios. Platforma de cumpărături online. Prețul de 1131 de dolari cu baterie. Livrează în România? Probabil că da, nu știu dacă e omologată. Deci poți să iei cu baterie sau dacă ai tu baterie, e 930 de dolari. Ce tare e asta? Poți să iei, da. Practic, ai niște baterie R6. A, cred. Da. Alea mai mari. Și alimentezi tot la benzinărie, doar 30... că ți-ai baterii de la mici. Da, practic da. Și le înlocuiești 30 de km pe oră în condiții atmosferice favorabile. Da, mă, uite-ți, o dă 2780 de dolari. 40 la vale. Ce 2870? 2780 pe Alibaba. Ai cu baterii de rezervă. Da, da, dacă ieși aici pe bucăți odată. Dacă iei între 1 și 15 bucăți, 2980, deci da, cu 200 de euro mai scumpă. Ai găsit un dealer care face speculă. Nu, probabil. Face speculă, pentru că ea, cum am spus, asta este prețul ei, 930 de dolari fără baterie. Ah, da, mai găsit, da, gata, am găsit, uite, deci 1290. Autonomie de 50 de km pe oră. 50 de km, pardon. 50 de km? Da. Păi, și compania zice că oferă, tu și, la radio cu oferă ea. Și ea, nu prea. Oferă și accesorii externe pentru personalizare. Băi, cu mașina asta, dacă intri în plasa unui tir, deci dacă reușești cumva să te bagi în spate, mergi la absorpție cât merge tirul. Stai, mă, că... Te ia cum să iau pungile alea, știi? Da. Sigur, deși învârte. Asta e ce am găsit eu, e varianta pick-up, cu portbagaj de la... Are pick-up? Cu vopsea metalizată. Da, e de la descoperit. Deci există poți să iei 4 pasageri mici, pui unul în spate. Pe mine m-a fascinat mereu, mă iertați că mi-am adus aminte acum asta cu dealerii auto, care îți vând vopsea metalizată, frate, în 2020, în secolul ăsta, știi? Peste tot apare asta. Mașina costă X bani, dacă vrei vopsea metalizată, adică dacă nu vrei să fie pe grund, practic... Da. Știți că era o mașină, cred că Zastava îi spunea, nu sunt... Era Nest, o mașină de-asta estică, așa, apropo de pick-up truck. Mm-hmm. O mașină model vechi, avea motor în spate, cred că era răcit cu aer. Și făcuseră o variantă care era un soi de pick-up, în sensul că desființaseră bancheta din spate și acolo era ca o cuvă, ca o cadă mică. Deci motorul rămăsese în spate, că n-aveai încotro, acolo nu puteai să faci nimic, după care venea cum ar veni bancheta, dar acolo în loc de banchetă era o cuvă și după aia venea cabina în care puteai să intri tu și practic stăteai lipit de haion, cum ar veni. Da, da. Adică de lunetă, de fapt, știi? Stăteai lipit de lunetă. Era ceva mai ciudat, n-am văzut în viața mea o mașină mai ciudată și le-am văzut, erau prin Est, pe undeva, Ucraina, astea, nu știu, sau cred că am mai văzut și prin Iugoslavia ceva de genul ăsta, știi, mașinile astea, poate mai știe cineva. Bun, deci fiți atenți, poți să cumperi și accesorii, cum ar fi, citez, faruri suplimentare pentru a îmbunătăți iluminarea. Adică zău lanternă. Sau ce? Adică... E de la, ca la mineri, cum se cheamă, lanterna aia de o pui pe cap. Da. Plus că dacă îți dă un far pentru sporit iluminarea, scade autonomia dramatic, cred. Mai poți să cumperi suport de acoperiș pentru transportul obiectelor sau mărfurilor, dacă ți-o pungă.